Bună ziua. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre simptomele trezirii emoționale, pentru că de foarte multe ori uh, vorbim despre uh, termeni precum echilibru emoțional, echilibru sufletesc, liniște sufletească uh, și de fapt toate aceste concepte vizează trezirea emoțională. Fără trezire emoțională, nu se poate să existe echilibru între minte și suflet, nu se poate să existe echilibru între ceea ce eu exprim din tot ceea ce simt, și practic nu pot avea o conectare eficientă și funcțională a mea cu ceea ce alți oameni simt față de mine. Pentru că trezirea emoțională înseamnă și uh, o capacitate sporită pe care eu o am de a înțelege exact ce îmi transmit alți oameni. De a înțelege exact ce transmite emoția altor oameni. Pentru că, în multe situații, în cuvinte, o persoană, fie apropiată sau fie străină, nu ne spune exact: Nu vreau asta de la tine, sau vreau asta de la tine, sau consider că ar trebui să faci ceva. Însă, la nivel de emoție, există niște indicii foarte clare. Care ne arată dacă persoana respectivă este conectată emoțional cu noi, dacă ne vede ca pe cineva apropiat sau din contră, dacă ne respinge și noi nu facem decât să accesăm o conexiune care nu există de fapt. Trezirea emoțională se referă la 1. Capacitatea mea de a recunoaște toate emoțiile mele, indiferent că sunt negative sau pozitive, fără să mă rușinez, fără să mă simt vinovat pentru ele. 2. Trezirea emoțională se referă la. Răbdarea și înțelegerea pe care o am față de propriile emoții, și această răbdare și înțelegere nu înseamnă să reprim, să neg sau să dau la o parte ceva din tot ceea ce eu simt, ci înseamnă să mă uit cu deschidere către ceea ce simt și să văd care este cauza. De ce o persoană mă face să mă simt atrasă de ea și alt om, din contră, simt că nu pot să mă apropii de el. Trezirea emoțională, în al treilea rând, înseamnă vulnerabilitatea. Adică, eu în acest moment nu încerc să par altfel decât sunt. Orice persoană care spune, vreau să mă vindec emoțional, vreau să-mi vindec rănile emoționale, vreau să mă conectez cu emoțiile mele, ca să poți să faci asta, trebuie să fii dispus să accepti tot ceea ce o să găsești acolo în interiorul tău. Și multe lucruri nu o să-ți convină, multe lucruri o să te pună într-o lumină proastă în fața celorlalte persoane, chiar în fața ta. Părerea ta despre tine poate o să se schimbe Însă ce contează cel mai mult este ca această vindecare emoțională să se întâmple. Trezirea emoțională înseamnă în următorul rând să ai acces la tine ca un întreg. Adică tu înțelegi că nu ești doar emoția pe care o ai astăzi, în această clipă, ci ești și emoția pe care ai avut-o ieri și emoția pe care o să o ai mâine. Și tu reușești practic să curgi odată cu viața ta și să integrezi toate emoțiile astea pe măsură ce tu te dezvolți și crești fără să existe un decalaj între ceea ce tu ai simțit atunci și ceea ce tu simți în momentul prezent. Pentru că foarte multe persoane trăiesc uh, în trecut și trăiesc în niște emoții pe care în momentar nu le mai simt, dar care le-au afectat atât de mult comunicarea cu propriul suflet, încât nu au reușit să se desprindă de acel punct. Și asta înseamnă că acceptă că ei sunt doar o parte din acest întreg. Spun eu sunt doar emoția durerii respective. Eu sunt doar în emoția acelui moment negativ. Fără să înțeleagă că da, noi conținem emoțiile tuturor evenimentelor pe care le-am trăit până în acest punct al vieții noastre, dar prin alegerile conștiente pe care le facem, putem să schimbăm felul în care aceste emoții ne influențează. Pentru că alegere conștientă înseamnă ce fac eu astăzi, ce gândesc eu astăzi, cum acționez eu astăzi. Sigur că suntem supuși alegerilor inconștiente. Foarte multe alegeri sunt făcute fără ca noi să ne propunem asta și vin din subconștient. De aceea, cu cât acceptăm să conștientizăm mai mult și cu cât acceptăm mai mult, cu atât putem să schimbăm mai mult. Trezirea emoțională înseamnă ca tu să fii perfect deschis și receptiv la tot ceea ce se întâmplă în viața ta, la tot ceea ce tu simți, fără să negi, fără să-ți dorești să schimbi ceva, dar în același timp să fii conștient și de punctul unde vrei tu să ajungi. Adică eu nu pot spune acum, eu m-am trezit emoțional pentru că mi-accept emoțiile negative, sunt în durere, stau în durere. Asta nu e trezirea emoțională, este o etapă din trezirea emoțională, e adevărat, importantă. Să conștientizez, să înțeleg ce mi se întâmplă, de ce mi se întâmplă, dar nu e suficient. Este nevoie ca eu să știu în permanență unde vreau să ajung. Care este punctul optim pentru mine de funcționare emoțională? Poate că astăzi nu sunt acolo, dar eu am nevoie să am permanent în mintea și sufletul meu niște repere. Și aceste repere sunt legate de echilibru dintre ceea ce eu simt și ceea ce eu gândesc. Sunt legate de exprimarea emoțiilor noastre, pentru că suntem crescuți într-o societate și într-un mediu care așa ne învață să ne reprimăm emoția. Pentru că i-am putea deranja pe ceilalți, pentru că putem părea slabi, pentru că apoi totul poate fi folosit împotriva noastră. Ori această vulnerabilizare și această expunere înseamnă, de fapt, o sănătate emoțională pe care tu ți-o permiți. Deci înseamnă că tu ți dai voie exprimând ceea ce simți odată să simți în continuare totul, și în al doilea rând, tu, practic, îți pui ție despre tine că meriți iubirea ta, meriți aprobarea ta și meriți sprijinul tău, și în următorul rând, le spui și celorlalți că tu ești un om care. Merită să primească afecțiune, atenție și grijă, pentru că iată, el este o persoană funcțională, matură și responsabilă. În fiecare etapă din viața noastră când nu ne conștientizăm emoțiile, când negăm ceea ce simțim, fie că e vorba că nu știu, iubim un om toxic, suntem dependenți emoțional de cineva, avem o dependență fizică de ceva, și spunem nu, 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 eu nu simt asta. Nu, eu nu e adevărat. Nu, nu poate să înceapă vindecarea. Trezirea emoțională se începe doar în momentul în care tu ești dispus să confrunți toate emoțiile, pe măsură ce ele se întâmplă. Să le accepti așa cum vin, când vin, și să nu existe o cosmetizare forțată a emoțiilor pe principiul uh, nu vreau să-mi stric părerea despre mine sau imaginea în fața celorlalți. Uh, trezirea emoțională se referă la acest punct în viața ta când tu ești confortabil cu tot ceea ce ai simțit vreodată, cu tot ceea ce simți. Și ești dispus să lucrezi cu emoția pe măsură ce ea se întâmplă. Da, ai niște repere foarte clare, dar în același timp ești dispus să ajungi oriunde o să te ducă emoția ta. Și uh, sunt perioade în viața noastră de intensitate emoțională maximă, dar sunt și perioade în care emoțional nu resimțim această intensitate și suntem, să spunem, închiși. Toate fac parte din această trezire emoțională. Fiecare etapă în parte este sănătoasă, dar. Uh, noi suntem cei care decidem cât și în ce măsură cooperăm cu emoțiile noastre. Și emoția, odată recunoscută, ea trebuie uh, așezată undeva în interiorul ființei noastre, din punct de vedere conștient. Eu nu pot să trăiesc o viață de haos în haos, în care nu înțeleg ce simt și de ce simt. Uh, da, poate că unele emoții nu o să pot să mi le explic niciodată, dar este important să încerc să văd uh, în situațiile cele mai importante din viața mea de ce anume și în ce fel mă afectează pe mine ceea ce simt. Eu am nevoie să am un dialog permanent cu emoția mea, pentru că altfel, dacă eu nu am acest dialog cu emoția, nu voi putea să am dialog nici cu emoția celorlalți. Nu voi putea să relaționez cu oameni pe care îi iubesc, poate, și care mă iubesc. Din pricina faptului că eu nu-mi înțeleg emoțiile, nu știu cum să le exprim, nu înțeleg nici ce exprimă ceilalți față de mine și eu pot să fiu extrem de dur, extrem de agresiv, extrem de închis emoțional, deși eu nu-mi doresc să fiu așa. Dar emoția aceea reprimată se duce undeva și ea se duce unde? Exact acolo, în vulnerabilitatea mea cea mai mare. Și din vulnerabilitatea mea cea mai mare mă poate transforma într-un om extrem de furios, de agresiv, de închis în sine, care nu are o relație bună cu cei din jur. Și asta pentru că acele emoții care s-au întâmplat la vremea lor nu au fost recunoscute, nu au fost acceptate și eu practic așa ajung să funcționez, să reprim fiecare emoție în parte. Uh, și, dintr-un anumit punct, ceilalți nici nu mai sunt înclinați să vină către mine, nici nu mai încearcă să mă înțeleagă. Va exista și din partea lor un zid, și o să ridice și ei un zid față de mine, pentru că eu am fost cel care a inițiat zidul respectiv. Trezirea emoțională înseamnă conștientizarea emoției confruntarea emoțiilor așa cum sunt, acceptarea lor, îndeplinătatea lor și în ultima etapă înseamnă și lucrul cu emoția. Eu nu pot spune m-am trezit emoțional că uite mi-accept toate emoțiile așa cum sunt. Nu. Aceste emoții odată înțelese trebuie sistematizate și trebuie disciplinate într-un fel. Eu trebuie să văd care sunt trigării mei emoționali, care sunt rănile mele emoționale, de ce un om mă face să mă simt într-un anume fel. Înțelegând cauzele și motivele pentru care simt asta, adică lucrând cu emoția mea, eu pot să văd în ce direcție am eu nevoie să merg din punct de vedere emoțional. Pentru că trezirea emoțională înseamnă să existe în viața mea, în momentele de criză, eu să știu niște remedii. Eu să știu care sunt ancorele mele emoționale, care sunt uh, situațiile, lucrurile, tehnicile de care eu mă pot agăța, astfel încât atunci când intervine o criză emoțională, eu nu sunt doar o victimă și nu doar mă uit la ceea ce se întâmplă pasiv, ci realmente pot să interacționez cu realitatea mea. Lucrul cu emoția este totdeauna dificil, este un drum nevoios, este un, o muncă permanentă, dar satisfacția este foarte mare în sensul în care în situațiile de maximă intensitate emoțională, poți să rămâi lucid, poți să rămâi calm, poți să iei decizia potrivită. Și în același timp, emoțiile extrem de negative, care în mod normal te-ar pune la pământ, atunci când tu lucrezi cu emoția ta, sunt o parte din ceea ce tu faci, din ceea ce tu ești, fără să fie. Punctul tău de uh, vulnerabilitate maximă, și fără să te destabilizeze complet. Și asta e foarte important. Pentru că o persoană care lucrează activ și deschis cu emoția sa și acceptă ceea ce simte și comunică despre ceea ce simte și alege să-și comunice emoțiile celorlalți pe măsură ce vin, nu așteaptă ca ele să se acumuleze și apoi să explodeze și să își reverse furia asupra celorlalți, să spunem, atunci avem o etapă de funcționare. Optimă a emoției, și da, emoția este imprevizibilă, este extrem de intensă, tocmai de aceea trebuie să fim mereu pregătiți pentru această intensitate emoțională, și în același timp să avem răbdare cu tot ceea ce simțim, și să știm că pe parcursul vieții este perfect normal să experimentăm emoții conflictuale, emoții contradictorii, dar noi suntem cei care alegem în fiecare secundă. Ce facem cu aceste emoții, și mai ales unde se duce energia din spatele emoției? Pentru că o emoție este încărcată cu o anumită cantitate de energie, negativă sau pozitivă, în funcție de natura emoției. Și atunci eu sunt cel care alege în fiecare secundă către ce își îndreaptă energia, și astfel și emoția mea va fi dictată de direcția unde se îndreaptă energia mea.